Mulțumesc, Domnul Iisus, îți mulțumim, Părinte Bun, pentru dragostea Ta și pentru purtarea Ta de grijă care ai avut-o față de noi până în momentul de față. Amen. Îți mulțumim pentru săptămâna pe care o lăsăm în urmă, pentru că ne-ai purtat pe brațele Tale și pentru că nu ne s-a întâmplat nimic rău și ne-ai adus cu bine în locașul Tău. Amen. Te rugăm foarte frumos să vii în mijlocul nostru în acest sabat. Te rugăm frumos să intri în mintea noastră și în sufletul nostru, ca să ne ajuți, Părinte Bun, să ne dăm seama că avem nevoie de Tine în fiecare moment al vieții noastre, avem nevoie să-ți dedicăm Ție timpul nostru și viața noastră, pentru că, în schimb, ne-ai spus că ne vei oferi mântuirea. Amen. Și știm, Părinte Bun, că prin sângele Fiului Tău putem să fim mântuiți. Ajută-ne să îți dedicăm Ție viețile noastre, să facem ceva pentru Tine, iar, la sfârșit, ajută-ne să putem să fim cu Tine. Te rugăm frumos în această seară să vii în mijlocul nostru, să fii Tu cu pastorul nostru, să pui Tu pe buzele Lui cuvintele Tale, iar pe noi să ne ajuți să înțelegem ceea ce Tu ne vei transmite. Părinte Bun, știm că ești alături de noi, de aceea îți încredințăm Ție orice lucru, orice serviciu pe care îl facem aici și ajută-ne ca să ne simțim ca în prezența Ta, chiar la sfârșit ajută-ne să avem parte de împărăția Ta. Amin. Îți mulțumim pentru toate, facă-se voia Ta cu noi. Amin. Dragii mei, dacă voi vă bucurați de reîntâlnire, să știți că eu mă bucur și mai mult, mai ales pentru că în mijlocul vostru am ajuns să mă simt oarecum în siguranță. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Foarte mult mulțumesc lui Dumnezeu. Și vă văd, parcă ați mai întinerit, așa v-am zis la toți, că așa mi se pare mie, poate, dar o fi și adevărat cumva. Și mă bucur că atmosfera din casa Domnului nici nu s-a stins și nici nu s-a stricat în timpul acesta. Ci fratele Rusu se vede că a stat înaintea Domnului pentru adunarea noastră și mulțumim lui Dumnezeu pentru slujba lui frumoasă care o face. De altfel vreau să vă zic că am fost la biserica pe care dânsul a păstorit-o la Salem în Arad și am predicat în urmă cu două sabate, cred, da? Și când am pronunțat numele Dumnealui de la amvon, odată un murmur de jos până la ultimul de la balcon de acolo, vum, a fost cum zumzăie stupii lui Dan, așa a zumzăit toată lumea când a auzit numele lui. Și m-am bucurat de urma frumoasă pe care a lăsat-o el acolo, în lucrarea Domnului. Mă bucur și de faptul că în această seară mulți dintre noi, care poate n-am fi fost aici de obicei, ne-am făcut drum și am venit aici. Este un cuvânt de mare însemnătate pentru noi toți, în primul rând pentru mine, dar ne vom descoperi cu toții în acest cuvânt. Doresc să vă aduc salutări de la Sighet, de la Arad, de la peste mai multe comuni prin Arad, de la Oradea și de la mulți care vă cunosc și care știu că sunteți aici și mi-au încredințat salutări pentru voi toți. Vom renoda seria noastră de studii biblice din Cartea Esterei. Vreau să vă spun că a fost o cerere deosebit de mare și o nemulțumire generală la faptul că seria noastră de predici n-a continuat. Sigur, fratele Laurențiu, care conduce departamentul nostru tehnic, a reușit să răspundă la câteva din aceste lucruri. Fratele meu, care e pastor la Madrid, mi-a spus, zice, tu îmi faci probleme că toată lumea mă sună pe mine acum din cauza ta și mă întreabă de ce nu mai continuă la Florida. Și a trebuit să răspund la toată lumea că ești și tu plecat vreo câteva, două, trei sabate. Și în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, o să reînnodăm firul și mâine ne vom ocupa de punctul central al studiilor noastre din Cartea Esterei. Tot ce am studiat noi până acum s-a născut în clipa în care, citind în această carte, sau despre această carte, odată am fost șocat de cel mai zguduitor tablou din Scriptură care îl descrie pe Domnul Iisus Hristos ca mare preot al nostru, o imagine de fapt a Lui, cum ar numi-o Petru, o icoană închipuitoare. Și anume momentul în care Estera intră în ciuda legii în fața împăratului cu riscul propriei vieți,
ca să salveze pe cei ce erau condamnați la moarte. Și când împăratul întinde toiagul și când ea atinge toiagul acesta, a început opera de salvare. În clipa aceea s-a reversat unda aceea ucigașă care înconjura miile și miile lui Israel și a început ca valul de moarte să se retragă și cel de viață să ia locul. Acolo a început, în clipa aceea. Și momentul acela a fost determinat nu de frumusețea fizică a Esterei sau de abilitățile ei diplomatice, ci a fost determinat de faptul că ea n-a îndrăznit să facă pasul acesta fără să-și ia 3 zile de post înainte de a vorbi câteva cuvinte pe care le-a spus înaintea regelui. Dar mâine ne ocupăm de acest lucru cu ajutorul Domnului, în probabil 2 sau 3 prezentări câte vor avea loc. Am să mă uit la ochii voștri și dacă sunt mici, o să fie numai 2 prezentări. Dacă sunt atenți, o să fie 3. Și ce nu are loc sabatul acesta, o să punem pentru sabatul viitor cu ajutorul Domnului. Așadar, să reintrăm în dialogul acesta în care Mardoheu trimite Esterei datele și îi spune, uite ce se întâmplă în țară. Noi de multe ori acuzăm pe conducătorii politici, îi acuzăm de neglijență criminală, îi acuzăm de moartea atâtor oameni, îi acuzăm de nenorociri, nu mai departe de România, țara de unde noi venim cu toții. Toate blestemele din lume au fost asupra lui Ceaușescu. Dar îmi pun întrebarea, cât o fi știut acest sărman cizmar din tot ce se întâmplă în țară? Acest om care într-adevăr a pus toată viața și energia lui în ceea ce a vrut să facă, cu tot ce a... cât din ce era acolo știe el, dacă regina Estera nu știe că e condamnată la moarte, împărăteasa, nu știe că e condamnată la moarte această împărăteasă. Ea nu știe acest lucru. Nu știe că tot poporul ei e condamnat la moarte. Nu știe că s-au luat măsuri, a fost armată, ridicată pe picior de război în tot imperiul. Nu știe că s-a fixat o dată pentru lucrul acesta. Nu știe că regele a fost mituit cu o sumă groaznică de bani. Și este împărăteasă, este la palat și ea nu știe nici despre ea, nici despre poporul ei. Atunci îți pui întrebarea, oare conducătorii aceștia care sunt astăzi în poziții atât de înalte, oamenii ăștia chiar or fi știind ceva? Sau poate că știu mai puțin decât noi la un moment dat? Pentru că în locul în care ei stau, sunt înconjurați cu așa societate, cu așa consilieri, cu așa organizații și mecanisme guvernamentale, încât informația reală, mă tem că nu ajunge la oamenii aceștia. A fost admirabil în istorie când diversi conducători politici s-au îmbrăcat în haine de muncitori sau de țărani sau de târgoveți, au pătruns prin piețe, au mers la locuri de muncă, în mine au mers unde se extragea petrolul, între oameni, au văzut acolo ce se întâmplă. Este o emisiune la televiziune, am apucat să văd numai într-o seară, fratele Marian mi-a ajutat, doar într-o seară am văzut cele mai murdare și cumplite profesii, meserii care sunt aici, urât mirositoare, periculoase, o grămadă întreagă de pericole, de riscuri grozave. Și nu știm, cumpărăm produsele de pe piață, dar nu știm cum se fac acele lucruri acolo. Și m-am bucurat că a avut cineva ideea să meargă acolo, să intre mine jos, să meargă în fabricile acestea și să vadă și să ne arate de la fața locului. Dar cu cât mai important este ca un conducător politic să nu rupă legătura cu poporul. Cu cât mai important este ca un pastor să nu fie un cetățean izolat aici, un oaspete de sâmbătă care, sau de duminică, vine acolo și vorbește 30 de minute unui popor pe care nu-l cunoaște de altfel. Cât de important ar fi ca un pastor să poată spune ceea ce a spus Dumnezeu despre Israel. A zis, îi cunosc durerile. Nu a spus că știu sau am informații. Cunosc de la prima mână, eu trăiesc ce se întâmplă acolo. Cât de mare este lipsa astăzi. Pastorul modern nu mai este pastorul de altă dată care vizita casă cu casă, știa de copii, de bătrâni, de muncile oamenilor, de boli, de toate problemele. Pastorul de astăzi este un om modern care stă mai mult cu computerul lui decât stă cu biserica lui. Este timpul petrecut completamente inegal. Și el devine un necunoscut pentru biserică, ajunge să fie complet neînțeles și nedorit. Și biserica devine o necunoscută pentru el
și ajunge să nu o prețuiască și să nu o iubească. Mă rog lui Dumnezeu să ridice dintre noi oameni care să fie asemenea celui care s-a coborât din ceruri, nu să ne viziteze, ci să devină om ca noi, ca să ne poarte durerile, să ne simtă simțămintele și dragostea și luptele și toate acestea. Și pe motivul acesta spune Pavel, de aceea știe să vie în ajutorul celor ispitiți, pentru că el a trăit aceste lucruri la modul concret. Mardoheu îi trimite veste ei care trebuia să fie prima din imperiu, care să știe absolut tot ce era acolo. Și ea nu știa. Tocmai acest lucru nu știa. Dar era manevra iscusită a diavolului ca aceste lucruri să nu ajungă la urechea cui ar fi putut împiedica așa ceva. O mulțime de conducători sau de autorități, fie eclesiastice, fie politice, au descoperit în cele din urmă că au fost manevrate, că au fost manipulate, că au fost folosite, oameni care au acest simțământ. Îmi spunea un american, am stat de vorbă cu dânsul, pe avion, și l-am întrebat, zic, ai tendința să comiți vreo crimă, îți vine să scoți pistolul și să tragi. Și mi-a zis, zice, da, am pistol, și zicea, e o singură instanță în care aș scoate pistolul și aș trage fără niciun fel de resentiment, atunci când îmi dau seama că o persoană m-a manipulat sau s-a folosit de mine, când descoper așa ceva, atunci aș scoate pistolul. Da, sigur, am avut o discuție frumoasă în care i-am arătat că există un alt fel de a răspunde într-un caz ca acesta, dar ceea ce se întâmplă aici, când curtea împărătească și împăratul personal, împăratul nu știe ce se întâmplă. Așa numiți diplomați sunt aceia care reușesc să folosească aceste capete încoronate, potentații ai lumii, și să îi implice în adevărate crime împotriva umanității, literalmente fără cunoștința și știința lor. Nu este scuzabil lucrul acesta. Nu. No. Nu este deloc scuzabil pentru nimeni. Pentru nimeni nu este scuzabil. Cu toate acestea, așa se întâmplă în lumea noastră. În afară de faptul că i-a descoperit ei, i-a poruncit să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Așa a văzut Mardoheu soluția. Dacă făcea acest lucru, presupun că ar fi ieșit o nenorocire fără margini. Dacă intrând în sala tronului ar fi vorbit direct, așa cum i-a indicat Mardoheu. Era cea mai bună lumină a lui. I-a urmat cu mare scumpătate sfaturile lui, dar nu orbește. Și noi suntem chemați să urmăm sfatul cu mare scumpătate, dar nu orbește. Când un orb conduce alți orbi, amândoi vor cădea în groapă, scrie Scriptura. Domnul dorește să avem ochii deschiși. Estera a zis, well, verișorule Mardoheu, de unde te uiți tu din piața cetății de acolo, se vede așa că eu mă duc la împărat, îl rog frumos și împăratul zice, gata mă, v-am iertat pe toți. Așa se vede de unde te uiți tu. De unde mă uit eu, de aici, din apropierea lui, și văd și știu lucrurile acestea, îmi dau seama că așa ceva ar fi o nenorocire. Și vom constata că ea a luat porunca cu toată scumpătatea, dar a aplicat-o cu multă înțelepciune și cu iluminare de la Dumnezeu. Nu fără discernământ. Fiindcă important este spiritul, importantă este esența, nu forma în care se face o lucrare. Am avut o conversație cu președintele conferinței Pennsylvania, nu de multă vreme. Și dânsul mi-a spus, zice, noi am crezut că lucrarea lui Dumnezeu se face pe o singură cale, aceea care o știm noi. Deci, dar am descoperit că Dumnezeu are 1000 de căi de a-și face lucrarea lui, nu numai una care o știm noi și pe care o impunem lui Dumnezeu. M-am bucurat să aud cuvintele acestea din gura unui conducător și a unui om cu mare răspundere și influență. Mă bucur să văd aici că Estera, în timp ce ascultă cu mare scumpătate poruncile lui Mardoheu, nu este o femeie care să fie, sau o persoană care să fie dusă orbește la executarea unor ordine pe care nici măcar nu le înțelege, pe care nu le vede în aceeași direcție, dar le aplică pentru că așa i s-au spus. Ea stă și se gândește.
Ce cere Mardohei este un lucru excepțional de bun, dar pe ce cale se poate obține acest lucru? Iubiți frați, Dumnezeu nu așteaptă de la noi o ascultare de cadavru, așa cum iezuiții depun jurământul și cum practică ordinul iezuit în Biserica Română Catolică, jură și practică o ascultare de cadavru, așa scriu ei. Cum cadavru ascultă, ai luat un cadavru de aici și l-ai pus aici, n-are de gând să plece de acolo. Nici nu spune că nu se simte bine sau că ar vrea să fie în alt loc. Nu, cadavru e cadavru. L-ai luat de aici, l-ai pus aici, ăla e locul lui. L-ai luat de acolo, l-ai așezat în picioare lângă un zid, ăla e locul lui. Cadavru acolo va sta. Iezuitul semnează cu ascultare de cadavru. Aceasta este esența oricărei dictaturi. Fie că e ea spirituală, fie că e militară sau politică sau de altă natură. Göring, ofițerul principal al lui Hitler, a fost întrebat la Nuremberg. Tu nu ai conștiință, tu nu ești ființă umană să înțelegi că a arde 6 milioane de oameni nu poate să corespundă vreunui scop pentru binele umanității. Tu nu judeci când primești un ordin sau ceva, tu nu ai conștiință. Și Göring a spus, conștiința mea este Führerul. Hitler este conștiința mea. Și de aceea, uitați ce a produs o astfel de ideologie. Aș fi trist ca tată dacă aș ști că fetele mele mă ascultă orbește sau că soția mea execută ce spun eu. M-aș considera o fiară. M-aș considera neom, josnic. Nu m-aș vrea să fiu numărat printre oameni. N-aș avea nicio bucurie de niciun fel de realizare în casa mea dacă aș ști că nu vine din dragostea celor din casa mea. Nu m-aș bucura în vecii vecilor să știu că una din fetele mele sau soția mea stau în biserică de frica mea sau pentru că am spus eu. Ar fi o grozavă pierdere aceasta. Domnul apelează ca tot ce facem să facem cu înțelepciune, să facem cu dragoste, să facem din convingere, să facem cu pasiune sfântă. Tot ce facem și spune mereu, judecați voi, apelează continuu la mintea noastră, judecă. Te duci, roagă-l, stăruiește de el pentru poporul său. Estera nu spune da și amin. Englezii au expresia aceasta că unii pastori își fac comitetul din yes men. Se numesc yes men. Adică oameni care zic da, mere la orice mișcare, săracul, da. E așa că e albă, da, nu e albă, e neagră, da, e neagră, nu, tot albă, da, e albă. Deci oameni lipsiți de coloană vertebrală, lipsiți de vedere, niște papagali sau niște maimuțe care imită gesturile unui maimuțoi din fața lor. Maimuțoiul saltă o labă, saltă și el o labă. Maimuțoiul zbiară, zbiară și el. Dumnezeu nu dorește astfel de credincioși. Aceștia, de altfel, au și făcut alegerea lor. Ceea ce dorește el este ce a spus Mântuitorul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot cugetul, asta înseamnă gândire, minte, cu tot sufletul, cu toată simțământul, cu tot simțământul, cu toată puterea, înseamnă pasiune, însemnează luciditate, însemnează raționament și gândire. Ce fac pentru Domnul? Cum fac acest lucru? Cum răspund la această criză? Estera îi spune, este o lege care prevede că dacă mă duc acolo în fața împăratului, fără să fi fost chemată, pedeapsa cu moartea este ceea ce mă așteaptă. Există un mic amendament la această lege. În cazul că împăratul va întinde toiagul, voi scăpa cu viață. Dacă nu va întinde toiagul, era o gardă acolo lângă împărat cu topoare. Aveau niște, se numeau halebarde, niște arme, niște topoare cu coadă lungă, extrem de ascuțite, tăiau firul de păr cu ele, atât erau de ascuțite. Și garda aceasta păzea pentru așa ceva, pentru a tăia calea oricărui intrus. Și toiagul pe care îl întindea împăratul era întins ca să oprească această gardă în primul rând. Că dacă nu întindea toiagul, aceștia imediat căsăpeau pe oricine ar fi pătruns acolo, într-o clipă. Și el când întindea toiagul, îi oprea pe aceștia și permitea, dar nu se raportează în istorie o a doua experiență de acest fel. Dacă veți găsi, anunțați-mă și pe mine, dar este una singură aceasta, în care Estera
vine înaintea Lui. Lucruri despre care o să studiem în prezentările de mâine, dar pe care ea nu ezită să îl spună lui Mardoheu. Fii atent! Eu ascult cu toată scumpătatea, dar sunt conștientă că acesta este riscul. Mardoheu vede că ea ezită. Și ca orice om, tendința unui om de a scăpa cu viață îl determine să facă multe lucruri. Sunt oameni care, fugind de iad, au venit la biserică, fac danii, se dau pe ei înșiși, cântă, sunt predicatori, sunt cântăreți. Aoleu, striga Williams, Harry Williams în închisoare, era condamnat, a avut două termene pe viață sau trei termene pe viață într-o închisoare aici în Statele Unite. El m-a vizitat la mine acasă, în România fiind. Și Harry Williams striga acolo în rugăciune, în pușcărie, Doamne, dacă mă scoți de aici, mă fac predicator. Așa a spus. Și vă dați seama ce târg îi propunea el lui Dumnezeu și ce bunăvoință din partea lui. Dar să știți că s-a ținut de cuvânt, fiindcă Dumnezeu l-a scos din închisoare prin mari miracole, este liber la ora aceasta, l-a scos de acolo și s-a ținut de cuvântul lui. Dar sunt oameni care sunt gata să facă orice pe lume ca să fugă de iad, ca să scape de pedeapsă. Sunt gata să cânte în cor, sunt gata să facă toate serviciile, să stingă lumânările, să dea cu tămâie, orice pe lumea aceasta, ca să scape de iad. Dar, iubiți frați, ceea ce ne este nou arătat aici și prezentat, este ceea ce confruntă fiecare ființă omenească. Nu e numai la unul, la toți suntem înclinați, suntem urziți pe așa ceva, să căutăm să ne scăpăm viața. Atunci Mardoheu atinge punctul foarte sensibil. Să nu îți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Există în fiecare dintre noi, la un moment dat, înclinația aceasta, ca dacă eu pot scăpa cu viață, ce să fac? E adevărat că o să piară toată adunarea aceasta, dar dacă eu scap cu viață, asta e situația, n-am ce să fac. Și unul încearcă să scape cu viață în detrimentul multora pe care îi trimite la moarte. Și niciodată nu scapă cu viața acesta. Piere și el sau piere înaintea altora care sunt acolo. Să nu-ți închipui așa ceva. În timpul comunei din Paris, unul dintre creștini merge de pe o stradă pe alta și indică adresele diverșilor credincioși. Sunt luați, sunt arestați, sunt torturați, sunt arși, uciși. Seara după ce a terminat de a arătat adresa la toată lumea, l-a omorât și pe el, bineînțeles. Să nu-ți închipui că vei scăpa tăcând. Tac din gură că poate scap. No, informatorul comunist e aici în Statele Unite. De ce ai turnat pe frați? Păi aveam familie și ce să fac? Și frații nu aveau familie? Aveau și ei familie. Ai crezut că scapi. Aceasta este ispita pe care o întinde Satana tuturor oamenilor. Tu scapi. Dar Mardoheu spune, nu ți închipui așa ceva. Nu se va întâmpla așa ceva. Nu vei scăpa. Tu scapi numai când vei lua poziția pe care a luat-o Domnul Hristos, adică vei sta cu viața ta pentru viața oamenilor de lângă tine. Atunci ai scăpat, într-adevăr. Dar altfel, și dacă ar fi să scapi cu viață, povara crimei pe care ai făcut-o, încercând să scapi viața ta, în timp ce n-ai ținut cont de atâtea vieți de oameni, povara aceasta cumplită te-ar urmări până când moartea ți s-ar pare ceva de dorit și un lucru scump care nu vine la tine. Îi fericești pe cei care au murit și ai dorit să fii în locul lor. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Nu încerca să fii mai șmecheră decât Haman. Nu încerca să-l fentezi pe acesta. El este atât de pregătit de diavolul, încât răspunsul nu poate veni la șmecherie cu șmecherie, nu. La denunț cu denunț, la ură cu ură, nu. Trebuie să fie o altă cale pe care lucrează Dumnezeu și prin care El dă răspuns. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o astfel de vreme, ai ajuns la împărăție. Ar fi fost ușor pentru ea. Este o experiență cu Domnul, nu? Când ajungi împărăteasă.
Din toată lumea te-a ales pe tine. E lucrarea Domnului aceasta. E atâta confort aici la palat. E tot ce-ți dorești. De ce să-ți faci probleme? De ce să-ți faci necazuri singur? Trebuie să răspund și eu frecvent la această întrebare. De ce să-ți faci necazuri singur? Păi nu mi le fac singur, mi-au fost date. Și dacă nu le iau asupra mea, pentru un timp, atunci le port toată viața. Și mai bine le iau un timp și știu că am scăpat, decât să le port toată viața. Estera n-ar fi avut nicio problemă dacă nu ajungea apelul acesta la ea. Ridică-te și fă ceva. Sunt multe lucruri care se întâmplă azi în lume. Eu nu mă pot simți vinovat în clipa aceasta pentru niște oameni care mor în Patagonia, spre exemplu. A căzut o stâncă peste ei. Dar dacă cineva mi-ar fi spus, vezi că pică o stâncă peste ăștia din Patagonia, sună-i și spune-le, și aș fi spus, da, să ocupe Patagonia de Patagonia. În clipa aceea, aș fi auzit în ziare că a picat stânca peste oameni și a murit, atunci m-aș fi simțit vinovat. Și purtam sângele lor pe haina mea. Iubiți frați, nu este o viață ușoară. Mântuitorul a spus, eu nu am venit să aduc pacea, ci sabia. Creștinul nu stă așa ca un păianjen de ăsta de apă care se înconjură într-o bulă de gelatină și stă sub apă liniștit, se uită la pești, apa trece, el stă în lumea lui acolo. Creștinul, a spus Mântuitorul, suferă sabie din pricina aceasta. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Din doi vor fi împotriva trei, trei împotriva părinții, împotriva copilor și așa mai departe. Tulburarea aceasta grozavă care vine peste Estera o așează în fața unei alegeri. Că de fapt și de fapt totul este o problemă de alegere. Aleg să răspund sau aleg să tac? Aleg să bag capul în nisip ca struțul sau aleg să mă expun? Conștient fiind de consecințe. Dacă ținem la confortul nostru, depinde care este Dumnezeul nostru. Dacă ținem la confortul nostru, dacă ținem la numele nostru, la reputația noastră, la aprecierea de care ne bucurăm între oameni, dacă ținem la aceste valori, atunci încercăm să le protejăm. Și Mântuitorul a zis, cine va încerca să și le scape, acela le va pierde. Cine va căuta să-și scape viața, acela o va pierde. Cine o va pierde pentru mine, acela o va câștiga. Aceasta este regula cerului, este reversul și inversul a ceea ce firea pământească sau omenească sau a noastră naturală ne îndeamnă să facem. Ea stă în fața unei grozave alegeri și până la urmă, în fața îngerilor care tremurau de emoție. Iubiți frații, noi trăim într-un fatalism mult mai grav decât al hindușilor. Ei stau cu minți, dacă o piatră îi pică în spinare, așa a trebuit, așa a fost scris, așa a fost să fie. Noi am luat această teorie și o aplicăm diferit, dar e aceeași teorie. Adică, ce să faci, frate, dacă Domnul a îngăduit așa? N-a fost cine? Nu? Nu s-a putut. Domnul a îngăduit lucrul acesta. Nu! Zice în Ezechiel, voi faceți să piară niște oameni care n-ar trebui să piară. E clar că pentru că nu v-ați făcut datoria, niște oameni au pierit. Nu că așa a fost spus, nu că așa a vrut Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar fi vrut să nu intervină acolo, n-a avut prin cine. Caut un om, prin cine? Niciunul nu vrea. E prea devreme, nu se trezește nimeni, toată lumea vrea să doarmă. Estera stă în fața acestei grozave alegeri. Și cuvântul ne spune că trimite să-i spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Aceasta a fost alegerea ei. Scumpii mei, aș dori să cheiem aici această mică intermediară, legătura dintre ceea ce dintre ce a fost și ce vom continua, căutând să ne amintim două lucruri. Au rămas niște pagini de istorie unde scrie despre această femeie, ce a făcut. Ar fi putut să scrie altceva pe aceste pagini. Ar fi putut să scrie și Estera nu s-a băgat. Și ziua fatală a venit.
Și Haman a executat, să fi scris o cifră în Biblie, 500 de mii de părinți, copii, bătrâni, femei, toți aceștia au fost omorâți într-o singură. Așa ar fi putut să scrie în Biblie. Și vă rog să înțelegeți că a depins de un om lucrul acesta. A depins foarte serios de un om. E ușor să spui că, Doamne, trimite ei să mănânce. Și Domnul a spus, vezi că e datoria voastră să le dați să mănânce. Și dacă nu le dați voi să mănânce, dacă nu vorbești astăzi, dacă nu ți împlinești partea la care te-a chemat Dumnezeu, lucrul tău rămâne nefăcut. Altul va lucra, dar altul va lucra lucrarea lui, nu pe-a ta. A ta va rămâne pentru totdeauna neîmplinită. Ce se va scrie în istorie despre tine? Ce se va scrie despre mine? Ce se va scrie, ce vor spune copiii mei după mine despre tatăl lor? Ce vor avea de povestit copiilor lor, dacă vremea se va prelungi? Eram într-o seară cu soția și ne-am uitat la un apus de soare. Pentru prima dată mi-a cutremurat parcă ființa întreagă uitându-mă cum soarele acela se scufunda în ocean, încet, încet, în imensitatea aceea. Și am zis, uite, soarele apune. Ce lasă el în urma lui după această zi în care a luminat și a încălzit pământul acesta? Apune. Efectele lui au fost menite să fie benefice, dar n-au fost benefice peste tot. Totuși, natura lui și lucrarea lui a fost aceea de a face bine omenirea acestea. Pentru asta a fost pus de Dumnezeu acolo, spânzurat în inima cerului. Viața fiecăruia dintre noi seamănă cu a unui astru care răsare, care ajunge la zenit și care apoi apune. Ce lași în urma ta? Pe Satana l-a întrebat Iisus, de unde vii, zice, de la plimbare. Ce ai lăsat în urma ta? Ați văzut ce lăsase în urma lui. Pe poporul lui Dumnezeu și pe copiii lui Dumnezeu îi va întâmpina Domnul Hristos și le va spune, eu am fost într-o situație grea și voi v-ați ridica pentru mine. Eu am fost flămând, eu am fost gol, eu am fost în închisoare. Voi v-ați luptat pentru mine. Acestea sunt lucruri pe care le-au lăsat ei în urma lor. Mă rog lui Dumnezeu pentru viața noastră a fiecăruia în parte să nu o trăim la întâmplare. Mă rog ca să nu fie nimic pe care Dumnezeu să-l încredințeze nouă de făcut, indiferent ce este acel lucru de făcut, să nu fie ceva care El să ne încredințeze nouă de făcut și noi să ne dovedim un arc înșelător în mâna Domnului care să tragem în altă parte, să ne ferească El. Mă rog Domnului să ne ajute El să facem din chemarea lui Dumnezeu și din lucrarea Lui suprema noastră bucurie în viață, pacea sufletului nostru, să facem din aceasta rostul nostru de a fi pe pământ. Și la venirea Domnului Hristos, El să ne poată spune, ai fost credincios în acele puține lucruri peste care te-am pus. Intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, stăm înaintea Ta ca să-ți mulțumim de lumina cuvântului Tău și de încurajarea Duhului Tău Sfânt pe care Tu o pui în inima noastră. Stăm înaintea Ta să-ți mulțumim de apelul pe care îl faci la sufletul nostru, ca la vremea potrivită să stăm pentru lucrul la care Tu ne chemi. Tată, este înfricoșătoare această cumplită mare luptă dintre Hristos și Satana. Și noi suntem prinși sub focul acestei lupte grozave. Va veni timpul când va trebui să stăm în picioare pentru frați și pentru surori, pentru copiii noștri și pentru părinții noștri. Va veni vremea când va trebui să stăm în picioare cu propria noastră viață. Tatăl nostru, pregătește-ne, te rugăm, pentru lucrul acesta. Doamne, nu lăsa să fim pregătiți pentru cădere și prăbușire, ci pregătește-ne pentru biruință. Și ajută-ne, Tată, ca voința Ta să ne fie mai scumpă decât viața noastră. Îți mulțumim și ne încredem în Tine, Doamne, Dumnezeul nostru. Contăm pe Tine că ne vei ajuta și ne vei așeza picioarele pe stânca pe care nu putem ajunge singuri. De aceea ne închinăm, Te binecuvântăm și Te slăvim în vecii vecilor. Amin. Să luăm loc.
Iar la încheierea acestui serviciu divin din această seară, veniți împreună să cântăm pentru slava Bunului Dumnezeu, pretutindem cu Isus. Tată bun și sfânt, în numele Domnului Hristos îți mulțumim pentru aceste momente înălțătoare pe care le-am petrecut în preajma cuvântului Tău. Amin. Te rugăm să pui în inima noastră și în mintea noastră conștiința chemării Tale, a misiunii pe care ai dat-o. Te rugăm să descoperi fiecăruia care este lucrarea pe care vrei să o încredințezi. Amin. Te rugăm să ne dai puterea și înțelepciunea de a ne îndeplini această lucrare în modalitatea cea mai bună pe care Tu ai rânduit-o pentru noi. Amin. Te rugăm să ne binecuvintezi în acest sabat, să ne descoperi în continuare voința Ta și să faci ca harul și pacea Ta să coboare în inimile noastre. Amin. Numele Tău să fie lăudat în toate. Amin. Amin. Folosesc și eu această ocazie de încheiere pentru a-i spune bun